ușor, ușor o să fiu o divă digitală în toată regula. Când eram noi mici, ne bucuram când trimiteam o scrisoare către un fan club al artiștilor noștri preferați, însă acum poți să fii mult mai aproape de oamenii care te susțin, mult mai bine conectat cu ei și normal că este foarte important. E important ca oamenii să fie acolo aproape de tine și să înțeleagă că artist fiind, nu treci numai prin party-uri și prin super evenimente și umbli îmbrăcat numai glamuros și ești numai la patruace. Ai o viață de om normal, te mai duci și la piață, te mai duci și cu să plimbi căței, te mai duci că ești și la veterinar. Na. Și oamenii trebuie să cunoască cât mai mult din viața. Deci e bine să te expui așa, să-ți expui viața așa cum ești tu, să te expui pe tine natural. Normal, este cel mai bine. Naturalețea este... Cred că naturalețea este secretul. Cum ți se pare ideea că tu poți influența alți tineri la rândul tău? Sper ca în momentele în care îi influențez pe ceilalți să influențez către o acțiune bună, către un lucru bun. Eu nu sunt așa... Nu știu dacă sunt cel mai bun exemplu de fiecare dată. Mai scapă porumbelul uneori, mă mai ia valul. Sunt poate un pic prea naturală și de-aia nici nu postez atât de mult, că mă ia valul și cine știe ce scot pe gură. Nu știu dacă sunt eu cel mai bun exemplu, dar cu siguranță sunt o grămadă de oameni care sunt într-o măsură sau alta influențați și de mine și îmi doresc din tot sufletul ca oamenii ăia să fie influențați de către mine către un lucru bun, cum ar fi să iubească animalele și să aibă grijă de ele și să încerce să salveze cât mai multe și să, nu știu, să fie în concordanță cu natura și cu tot ce este în jurul nostru. Până ne revenim, tu mai